Nu, nu este păcăleală. Pe 1 aprilie, la Roman, se va desfășura prima ediție a Festivalului de Teatru pentru Copii Gong, organizat de Asociația Culturală cu același nume, în colaborare cu Asociația Mușatinii, Colegiul Național Roman Vodă și Primăria Roman. Festivalul va avea două secțiuni, una pentru poezie monolog și a doua pentru trupe. Evoluția participanților la secțiunea poezie monolog va avea loc în sala Garabeti Brăileanu a Colegiului Național Roman Vodă, iar cea de teatru la sala de festivități a Primăriei Roman. Deocamdată doar din finanțare proprie. Partenerii proiectului sunt Colegiul Național Roman Vodă, Asociația Mușatinii, Primăria Roman și Inspectoratul Școlar și noi, Asociația Culturală Artistică Gong. Se va desfășura pe două secțiuni. Secțiunea de individual, unde copiii vor trebui să pregătească un moment de minim 5 minute și vor putea prezenta o poezie sau un monolog. Și secțiunea de trupe, la care trupele participante vor trebui să prezinte un spectacol de teatru din repertoriu național sau internațional de maxim 30 de minute. Va avea loc pe 1 aprilie 2017. Nu e o păcăleală, nu? Nu este o păcăleală, este o certitudine. Deocamdată nu am finalizat perioada de înscriere pentru cei interesați. Sperăm să avem participanți din mai multe județe, din județele învecinate Romanului. Și vă vom ține la curent cu ce trupe, cu ce copii. Vom avea două secțiuni. Secțiunea de poezie se va desfășura la Colegiul Național Roman Vodă, secțiunea de trupe la sala de festivitate a Primăriei Roman. Juriul va fi format din actori profesioniști și regizori. Deocamdată a confirmat prezența în juriu actrița Gabriela Ioniță, originară din Roman. Regulamentul de înscriere se află publicat pe pagina de Facebook a evenimentului. Deocamdată avem confirmări din partea doamnei actrițe Gabriela Ioniță, de altfel romașcancă de a noastră. Și unde este actriță ea? Este actriță în București și la Giurgiu, dar este cu vastă experiență în jurizarea concursurilor de gen din țară și de la TV, concursurile adresate copiilor de teatru. Ce presupune înscrierea la un asemenea festival? Da, regulamentul de înscriere se poate găsi și se poate descărca alături de fișa de înscriere de pe pagina evenimentului, pagina de Facebook, Festivalul Interjudețean de Teatru Gong. Acolo cei interesați pot descărca pagina, regulamentul și fișa de înscriere. Organizatoarea mai speră că va primi sprijin în vederea materializării proiectului și de la alte entități pentru acoperirea cheltuielilor de organizare, care se ridică la sume destul de substanțiale. Reamintim faptul că la Roman mai există un festival de teatru școlar organizat de profesoara Liliana Moldoveanu de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, care reunește anual trupe de teatru pentru copii din câteva județe ale Moldovei.